Rebecca, Adelina și Diana sunt fetele cu care acum Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina se mândrește. Fetele care au reprezentat în toți anii de liceu un reper în educație au reușit performanța de a lua bacalauratul cu media 10. În spatele acestei performanțe se ascunde, chiar dacă nu o recunosc pe deplin, foarte multe ore de studiu. A fost o experiență foarte plăcută, cu emoții pe care înveți să le gestionezi și cu multă dăruire din partea mea. Cât de mult ai muncit pentru acest 10 pe linie? Am muncit încă de la început, pentru că știam că îmi doresc să închei așa ciclul liceal. A fost greu, n-am ce să zic, a fost o muncă lungă în spate, dar nu e imposibil. Te-ai așteptat să iei 10 pe linie? La matematică și fizică m-am așteptat, m-am verificat cu baremul și acolo a fost ceva mai sigur, dar la română, cu toate că știam că am o lucrare bună, era subiectiv și nu eram foarte sigură. Acest rezultat nu m-a surprins, ci a venit ca o confirmare a efortului meu constant depus nu doar pe parcursul celor 4 ani de liceu. Ia spune-mi, în ce măsură perseverența ta de a studia te-a ajutat să obții o astfel de performanță și ce a contat în plus? În plus a contat încrederea în propriile forțe, dar în același timp munca susținută pe care am depus-o. Admiterea la facultatea celor 3 tinere pare a fi doar o formalitate, chiar dacă pentru 2 dintre ele emoțiile nu au trecut pe deplin. Dacă Diana va fi admisă pe baza notelor obținute până acum, Adelina și Rebecca susțin examenul de admitere la medicină. Ele speră să obțină tot nota maximă. Doresc să mă duc la Academia Tehnică Militară, la electronică și telecomunicații. De ce? Îmi place această parte de telecomunicații și am ales Academia pentru că acest regim militar m-ar ajuta să mă dezvolt un pic mai bine decât un regim normal. Îmi doresc să urmez o carieră în medicină, luând cursurile Facultății Carol Davila, la medicină generală. Vreau să urmez cursurile Facultății de Medicină din București. Dintotdeauna medicina a fost visul meu cel mai mare și sper din tot sufletul să se materializeze. 10 de elevi de la Minulescu, care se pot lăuda cu nota maximă la una sau două note de 10 la bacalaureat, au făcut contestație și speră să se numere la final printre absolvenții care au trecut de bacalaureat cu media 10. Avem la română 12 note de 10, la matematică 17 note de 10, istorie 8, anatomie 18 note de 10, chimie 1 notă de 10, fizică 21, geografie 2, la informatică 1 și la logică 9 note de 10. De ce avem atât de multe note de 10 pe discipline? Pentru că ăștia au fost elevi olimpici de-a lungul anilor, au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele pe discipline, olimpiadele județene, olimpiadele naționale. Primăria Slatina a anunțat că va răsplăti munca acestor elevi cu care municipiul se mândrește. Administrația locală va premia, ca și anii trecuți, toți elevii care au obținut media 10 la examenele naționale.